ziua. Sărut mâna. Tu l-ai greu, ia să iau. Bine, bine ați venit, luați un loc aici. Dumneavoastră sunteți Angie? Eu sunt Angie, dar îmbrățișare, te rog frumos. Eu mă și pup și mă și îmbrățișez. Sărut mâna. Îmbrățișările fac foarte bine. Cel mai bine. La un moment dat chiar terapie pentru suflet. Exact. Am venit până la tine pentru că nu știu cum ai trăit până acum fără să mă inviți niciodată până la tine. Nu știu, ferească Dumnezeu, pe rai pe alte, ca să spunem așa, ia un loc aici. Uite-te ce alte părți. Atât a fost de greu. Aici, ai aici, ca să ți-l aranjez frumos, așa frumos. Deci, Angie, bă, Angie, tu ești tot așa cunoscută și tu de pe TikTok. La un moment dat te îndrăgostisei de un șef, l-ai cerut de soță. Pe Scărlătescu? L-am cerut. Pe Scărlătescu l-ai cerut de soță, de asta zic eu. L-am cerut, dar a fost numai de glumă. Glumițe, ce glumițe! Nu mă mărit așa, dar de ce că-s prea tânără să mă mărit? Deci, vreau să le zic ceva celor care se uită la emisiunea noastră. Dragi telespectatori, dacă știți pe TikTok pe cineva care merită adus la televizor sau pe Instagram, Alexandra Gog pe Instagram este colega noastră, trimiteți-i direct ei link-urile, pentru că iată-o pe colega noastră cum așteaptă să vâneze talentați. Și la bucătărit, și la gătit, și la cântat, și la magie, orice. Dar nu mă țărucă. Fii atentă. Deci, Alexandra Gog pe Instagram, dacă aveți un prieten talentat pe TikTok sau dacă aveți un prieten talentat pe YouTube, trimiteți-i link-ul Alexandrei Gog și contactul că noi îi aducem la televizor, corect? Corect, orice talent căutăm, nu contează ce știți să faceți, dacă sunteți cel mai șmecher din cartier de la voi, din bloc, scrieți-ne nouă că ne ocupăm și vă filmăm. Alexandra Go, căutați pe Instagram și trimiteți-ne link-urile. Bună, dragă Angie, ce faci? Și frumos să disfruți de, ți-am adus aici coleșiță. Ce să fac tu? Ți-am adus gălușcuță cu coleșiță, făcută de mine. Eu gătesc, știu tu să fac. Tu astea sunt sarmale cu mămăligă. În traducere liberă, ardeleneaște, că tu ești jumate ardelean, da. Și ești însurat în ardeal. Exact, ca și cum asta ai fi. Asta e coleșiță, mămăliga e coleșiță. Coleșiță. Și sarmalele sunt gălușcuță, gălușcuță cu coleșiță. Jumere de porc și ciolana fumat. Da, dar de ce faci așa ciolana fumat? Ciolana, adică... am făcut odată o tonă de ciolana fumat cu varză și, o tonă de ciolana fumat în Constanța cu fasole și a fost rupere. Și eu asta și mâncau cu șepuță roșie. Da, așa bătută, șepuță roșie. Hai, mă, lasă. N-am putut să-ți bat. Și tu cu ceapă. Cu șepuță. N-am putut să bat șepuța că nu am zis că dacă vin la tine trebuie să miros frumos exact, și exact, ferească Dumnezeu. Să nu ating șepuța, da. Fii atentă, vreau să le spunem oamenilor că tu ai o poveste extrem de interesantă. Poate mulți te cunosc din online, poate mulți te-au mai văzut la televizor, poate mulți te-au mai văzut gătind, pentru unii poate nu ești pentru prima dată la o emisiune de televiziune, dar tu erai, lucrai la corporație? Eu am făcut până acum 9 ani de zile, eu am condus un negoț foarte mare. Adică am ce înseamnă un negoț foarte mare? Eu am trăit 23 de ani în Spania. Exact. Și când am avut vreo 39 de ani, că nici nu mai vreau să vă zic câți ani am amu, că nu mai are niciun sens, mi-am dat demisia. Duceam o corporație foarte mare. Adică erai un fel de șefă la corporație? Da, 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 făceam nunți, aveam restaurante. De evenimente, o corporație de evenimente. Da. Și eu duceam tot negoțul ăla. Și într-o zi m-am supărat de viață, am zis, fraților, eu chiar nu mai pot face nimic altceva decât asta. Atât e tot ce pot să fac și mi-am dat demisia. Și am zis să-mi iau un an sabatico. Un an sabatico s-a făcut 2, 3, 4, 5, am 9 ani de când sunt 9 ani sabatico. Am mai lucrat, am făcut un matinal la televiziunea română. Nu știu dacă pot să zic la televiziunea română, cum 2 ani de zile. Aici ProTV înseamnă gândește liber, se poate spune absolut orice. Ce frumos, nu mă așteptam la emoții din partea ta. Să știi că atât de fain mi-o povesti lumea de tine, într-una îmi povestește lumea cât ești de fain. Alexandra prima care mi-a povestit ce fain. Apoi colegii noștri. Cred. Da. No, în fine, și atunci... Bun, hai să le spunem oamenilor. Deci tu, șefă pe corporația asta, pe evenimente, plecat acum 30 de ani în Spania, la muncă? Da. Am din Bistrița, nu? Din 97 am plecat eu prima dată din România, da. Și la ce ai muncit prima dată în Spania? Păi, prima dată am lucrat la un bar și am fost foarte înăcăjită. 3 luni de zile am lucrat la un bar și atât de înăcăjită am fost eu acolo, că nu înțelegeam ce se întâmplă, de ce trebuie să servesc. Eu în România, eu am fost una dintre primele femei care au avut negoț în România. În Bistrița, adică eu aveam business. Un negoț de... Da. Negoț înseamnă business, da. Afacerea aveam ta. Aveam un salon de frizerie, de coafor, salon de jocuri la Prundul Bârgăului. Vis-a-vis de unitatea militară era negoțul perfect. Tata nu a fost prost, tata meu. Cumva, unitatea militară era vis-a-vis de unde trăiesc eu. Și era... Casa noastră era aici și avem barul. Și unitatea militară era aici. Soldații se tundeau la noi și ofițerii beau la noi și... Noi făceam bani. Exact. A fost un negoț foarte bun, doar că și am prins... Și ai plecat la muncă în Spania.
Da, da, da. Și știai să gătești? Nu știam să fac absolut nimic când am mers. De aici o că tata și cum mi-a zis, băiată, nu te duce nicăieri pentru că tu o să mori de foame. Și chiar primele luni chiar am murit de foame, dar nu m-am putut întoarce acasă. Cum să-i zic la tata, ai avut dreptate? Cum să-i zic treaba asta, ai avut dreptate? Și așa că am rămas acolo. Și... Cățăcanu, dacă am bani, mănânc, dacă nu, nu mi-e foame. Că la asta sunt profesională. Și am încercat foarte tare să mă integrez acolo, am încercat foarte tare să învăț, să iubesc tot ce e acolo. Fii atentă, mie îmi place. Deci vorbește atât de repede, deci mai e ceva ca oltenii. Că n-am să-ți zic o grămadă de lucruri și după aceea mă țâpci acasă. Eu vreau să le dăm oamenilor, fii atent, eu vreau să le dăm oamenilor întotdeauna impulsuri și speranță că poți și să facă ceva dacă vor să facă. Orice putem să facem. Iar tu ai văzut lumea asta întreagă. Că ai călătorit mult după ce ți-ai dat demisia. Îmi place foarte mult să călătoresc. Îmi plac foarte mult oamenii. Iubesc tot ce e frumos. Cumva consider că pe pământul ăsta singurul lucru care suntem obligați să-l facem e să fim o mai bună variantă a ta în fiecare zi. Și asta cum? Văzând că ești nimeni în mijlocul lumii, cunoscând oameni, cunoscând țări, trăind o grămadă de trei, o sea, experiența e viață. Pe unde ai fost? Acum, de exemplu, vin din Africa. Am stat vreo aproape 4 luni de zile în Africa. Am murit de foame în Africa. Am venit și slabă și faină. Mi-au furat telefonul. Trăiești cu băștinașii în Africa? Da, cu băștinașii. De obicei, când mă duc într-o vacanță, trăiesc ca ei și, în primul rând, prefer să le dau lor banii decât unui hotel. Vorbim de o sărăcie luce, o minte normală nu-și poate imagina până unde ajunge sărăcia. Pe și unde ai locuit acolo cu băștinașii? Pe plajă. Am stat ca și boschetarii pe plajă. Da. Pe plaja aia am trăit 3 luni și ceva. Am stat atâta cu valurile așa pe mine. Era puzderie de fluturi. Am prins pandemie de fluturi, cumva. O sea, era mii și mii de fluturi. Apusul din Africa. Apusul din Africa, în Gambia. Gambia, da, e la... ocean și înconjurat de Senegal. E cea mai mică țară din Africa. Dar vreau să spun că solidaritatea la ea acasă, iubirea. Oamenii sunt extraordinar de sărași, dar dacă au o țurucă de orez, atâta mânuță de orez, îl împart cu tine. Foarte frumos. Dar tu ești măritată? Nu, sunt măritată, că sper că nărăs un mărit. Am fost măritată în Spania, da. Un spaniol? Da. Păi să te duci în Spania, să te zori cu moldovean, de exemplu. Vezi că sunt mulți care se duc în Spania români, se căsătoresc tot cu români. Tu cu spaniol? Eu, da. Eu am încercat foarte... Și stai un pic, tu nu mă zăpăci așa. Spaniolul era mai tânăr, mai în vârstă, cum era? Mai tânăr. Eu întotdeauna au bărbați un pic mai tânăr ca mine. De ce? Păi pentru că pot. Că eu dacă sunt așa spirit tânăr, un bărbat de vârsta mea nu-mi ține... Nu-mi ține pasul, nu-mi ține șfungul, știi? Da. Ce să fac? Nu, glumesc. E irrelevant pentru mine. Și eu mă îndrăgostesc de oameni, nu de... 3 ani jumate. Am stat măritată vreo 5 ani, dar 3 ani jumate am funcționat. 3 ani jumate funcționează toate relațiile mele. Cred că am un top care acolo se gata și se gata. Nu, și nu când se gata, nu mai tragi, că n-ai de ce. Păi și apoi, ești copii? Nu am copii, gracias a Dios că nu am copii. Nu mi-am dorit copii și a fost o alegere a mea. Întotdeauna am, de când sunt foarte mică, am un sentiment mai special de libertate și de a zbura și de când sunt foarte mică eu. Și am fost cumva acord cu treaba asta, că nu pot să am copii trăind așa cum trăiesc eu. Și iubita ai? Întreabă titel din Timișoara, întreabă un spectator din Timișoara. Nostru, care te-a văzut efectiv acum, crede-mă, a dat un mesaj. Iată pe telefonul telespectatorului. Salut, titel! Salut, titel! Te pup, titel! Nu, n-am drăguț. E mai greu cu drăguții. Sunt prea liber. Ne-a zis tu cine mă urmărește pe mine? Dacă eu am uite, mă, titel a dat mesaj, Geciucă, că e la bar. E la bar? Tu, titel, tu ești titel? Nu, el e. El e Ciucă, e la pupitru de DJ. Te pup, Ciucă. Titel a dat mesaj că e la bar acum și... Să bea ceva pentru noi. Exact. În sănătatea noastră. E, fiind zi liberă de Rusalii, îți dai seama, doar zi de Rusalii, el e cu noi. Îmi dai o țurucă de apă, te rog frumos. Da, te rog frumos să știi că aici am. Mulțumesc frumos. Da. Deci, acum, ai iubit sau cum e? Nu, n-am iubit. Deci, titel... pentru o rețetă, Angie, oricând. Pe Instagram. Da, și, de exemplu, e foarte greu să... Dacă am ales să fiu... Pentru mine libertatea e cel mai important lucru, absolut. Și libertatea așa, să faci cu vremea, cu timpul tău, să ce faci ceea ce vrei tu. Realmente ceea ce vrei tu. Dar nu ai momente când te simți singură?
Niciodată. Tocmai asta, să știi, Măruță, că eu m-am gândit foarte tare că noi nu mai avem vreme să stăm cu noi înșine. Noi nici măcar nu ne cunoaștem. Eu de când m-am redescoperit și de când am avut criza asta existențială și am terminat cu toată munca și am început să călătoresc, mi-am dat seama că de atâtea ori am căzut și m-am redescoperit și iar am crezut că mă cunosc și din nou mi-am dat seama că nu mă cunosc și noi avem nevoie de enorm de multă vreme să stăm cu noi înșine ca să ne descoperim, să știm cine suntem. Sunt mulți oameni care zic, domnule, și noi ne-am dat demisia, dar poate n-avem posibilitățile financiare pe care le-a avut Angie atunci când ea a renunțat la job. Măruță, nu ai nevoie de bani. Lucrurile bune nu costă atâta de mulți bani. Eu am făcut În conjurul lumii acum vreo 7 ani de zile, am făcut În conjurul lumii cu nepotul meu și ne-am stricat vreo 5.000 de euro, de lire, în tot În conjurul lumii și am dat la volta tot globul. Două persoane. Nu, fiecare. Fiecare cu banii lui. Nu-i musai, dacă te duci în Hawaii, nu-i musai să mănânci la cel mai tare restaurant, nu-i musai să... Să te bucuri, mă, trebuie să trăiești, să trăiești. Dar noi parcă nu mai știm Angie să trăim în ultima perioadă. Asta e foarte mare păcat, pentru că nu mai știm să avem modele, nu mai știm să iubim, nu mai știm să citim poezie, nu mai știm să avem modele în viață. Să vedem oamenii, cum te bucuri tu, arată-mi tu cum te bucuri. Nu-i musai numai făloșenie, sunt foarte supărată să știi cu făloșenia asta. De ce toată lumea trebuie să fălească bani și nu asta, nu despre asta se vorbește în propoziție. Sunt mulți oameni care se fălesc, de exemplu, cu excursiile astea pe care le fac și tot așa fără bani și de apreciat. Sau uite, oameni care se fălesc pe TikTok cu mâncare, cum te fălești și tu, cum se a fălit ceva mai devreme și prietenul nostru care ai văzut cum gătește, senzațional, de asta zic. Eu vreau să zic că, uite, tot mai mult mă gândesc la finalitate, nu? Bătrânețea, de exemplu, bătrânețea trebuie să fie unul dintre cele mai faine lucruri care ni se poate întâmpla nouă. Pentru că atunci când ești bătrân, se supune că ai bani, ai casă, nu mai ai nevoie să demonstrezi nimănui nimica și atunci trebuie să-ți faci viața să-ți fie frumoasă. Și lucrurile care îți dau ție frumusețe, ca tu să fii bine la bătrânețe, tu trebuie să stai cu tine în tinerețe și să vezi ce-ți place, Măruță, ție. Cum îți place să petreci timpul liber? Îți place să stai cu tine? Dacă nu-ți place, suportă-te, pentru că dacă tu nu ești o bună companie cu tine și tu te plictisești singur, nu poți să fii o bună companie cu nimeni. Avem multă nevoie de introspecție, avem multă nevoie de iubire, de frumos, multă, cea mai multă nevoie. Uitați-vă! Vezi cum e? Deci, la tine și o contradicție de asta. Avem nevoie de atâta iubire, de nu știu ce, și tu e singură. Păi eu mi-au iubirea, să nu crezi. Păi eu în pandemie mă îmbrățișam și cu bănșile și cu stâlpii de pe drum. Se fugeam după oameni să-i îmbrățișez. Eu nu pot să trăiesc fără îmbrățișările oamenilor și fără iubire. Eu iubesc foarte tare oamenii și îmi iau iubirea asta, mi-o iau de la toată lumea. Eu dacă văd 10 oameni în ziua asta, pe toți îi îmbrățișez, să știi, pe toți. Câteodată fug și după oameni și îi îmbrățișez dacă nu vor deci, să mă îmbrățișeze. Oameni buni, aveți grijă pe unde ieșiți din casă, că s-ar putea să dați naționați cu Angie, Angie Cobuț, și imediat vine și vă îmbrățișează. Ceea ce nu e rău, pentru că îmbrățișările astea nu pot să facă decât bine. E un puști, stai că îl caut acum. Pe Instagram m-am întâlnit și eu cu el la Bișplis când am fost. Își propusese să îmbrățișeze 100 de oameni cunoscuți, știi? Și efectiv a luat așa 100 de oameni, i-am îmbrățișat foarte tare. Vă zic că imediat cum îl găsiți pe YouTube, m-am îmbrățișat și eu cu el, adică pe YouTube? Da, am îmbrățișat 100 de români. Ia caută, foarte tare, Ciucă, să vezi. Și povestește cât de mult și-a dorit efectiv să-i îmbrațe așa oameni. Să-ți zic ce am pățit eu odată cu un prieten de-a meu, un fost coleg de clasă care-i popă. M-am întâlnit cu el și nu l-am mai văzut de foarte multă vreme, de vreo 20 de ani nu l-am mai văzut. Și eu când l-am văzut m-am bucurat atâta de tare, seru, și m-am țipat pe el. N-am, e adevărat, e domnul popă, e om serios. Și mi-a stat așa nicumră și a zis: Costele, ia mânurile și pune-mi-le pe aici și îmbrățișează-mă, că nu vreau să fac nimic, doar vreau să te îmbrățișez. Oamenii se sperie de o îmbrățișare. Am atâta zgerat la tine, iartă-mă, dar sunt emoționată. Nu, nu, te rog mult de tot, de asta zic. Sunt foarte emoționată. Oamenii se tem de îmbrățișări, cumva. Dar de ce crezi? Uite, știi de ce crezi? Știi de ce cred? Noi avem foarte multă treabă cu formalismele. Cumva de la o anumită vârstă nu se mai cuvine să facem anumite chestii. De la o anumită vârstă nu se mai cuvine să mergi pe stradă, să sari și să te îmbrățișezi cu cineva, că nu, că ai 40 de ani și nu. Da, 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 da. Pentru că
Poate pentru că nu știm ce înseamnă iubirea, interpretăm foarte greșit lucrurile. Nu știu, dar cred că trebuie să propovăduim mai mult iubirea, îmbrățișările, fără niciun fel de al doilea sens. Nu, dacă te îmbrățișezi exact tu, cum când simți nevoia să îmbrățișezi pe cineva, îmbrățișează și mai treci pe aici când vrei tu, ne îmbrățișezi, noi și suntem aici de la 3 la 5 în fiecare zi. Îl cheamă Best Norris. Best Norris, căutați pe YouTube. Am îmbrățișat 100 de vedete, visul meu. Best Norris, foarte tare puștiu. Noi revenim după publicitate. Angie, să-mi dea și mie o îmbrățișare. Îți mulțumim. Ai grijă de tine. Cu mare drag. Te rog frumos să mănânci. Perfect, asta fac. Luăm publicitate și ne întoarcem imediat cu burta plină.